Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumină din Lumină. Într-adevăr, fizic vorbind, este o lumină superbă la marginea Chișinăului, iar în spatele meu se află una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Republica Moldova, biserica de lemn de la porțile orașului, acolo unde mulți dintre dumneavoastră și nu numai din Moldova vin, de exemplu, ca să-și boteze copiii sau ca să se cunune. Dar, de fapt, de ce ne botezăm? Doar pentru că știm că în Biblia s-a spus că de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va intra în împărăția cerurilor? Ori poate nici măcar nu știați acest lucru. Poate știați doar că așa se cuvine, din moș strămoș să ne botezăm copiii. Dar de ce copiii? De ce nu la maturitate? De ce, dacă venim aici, nu vrem să știm un pic mai mult despre tot ceea ce ne spune biserica cu privire la botez? Și trebuie să știți ceva. Nu e doar această biserică de lemn aici. Mai există încă o minunată biserică ce se află chiar în spatele meu. De fapt, în această biserică îl vom căuta pe protoereul Sergiu Curnic. El este parohul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Haideți să încercăm să aflăm foarte simplu, clar, răspunsul la mai multe întrebări care ne frământ atunci când dorim, de exemplu, să botezăm copiii sau poate să ne botezăm la maturitate sau poate dorim să ne cununăm cu cineva care nu este neapărat un creștin ortodox, dar ar dori să se boteze. Haideți să aflăm pas cu pas și punct cu punct răspunsul la toate aceste întrebări care ne frământă, să recunoaștem asta. Bănuiesc că nu vă imaginați decât poate eventual, dacă faceți parte dintr-un alt cult creștin, să spunem, faptul că ați putea avea un copil pe care să nu-l botezați în biserică sau cine știe din care motiv eventual să amânați botezul. Și nu știu cum v-ați gândi poate la situația în care copilul fiind foarte, foarte bolnav, poate medicii v-ar spune că are șanse mici de supraviețuire, să nu-l botezați. Vă gândiți la asemenea posibilitate? Probabil că nu. Dar de ce botezăm până la urmă pe cineva? Ce înseamnă acest botez? De ce copii? De ce și copii? Pentru că știți bine, sunt unii care spun că botezul poate ar trebui făcut mai degrabă la maturitate, atunci când cel botezat, conștient fiind, își asumă conștient intrarea în creștinism. Sau poate acestea sunt niște lucruri care sunt prea filozofice? Poate nu, poate sunt întrebări justificate și au nevoie de răspunsuri. Așa că haideți să încercăm să înțelegem foarte bine, dincolo de această, hai să zicem, tradiție, așa am apucat să ne botezăm, de fapt ce e cu botezul? Și am să rog pe părintele Sergiu Curnic să ne spună, de fapt, ce se întâmplă, părinte, la botez? Cine, ce face, ce primește cel botezat? Botezul este taina prin care omul intră în creștinism ortodox. Botezul este ușa prin care sufletele noastre, după moarte, se ridică la Dumnezeu și au șansa de mântuire și de a intra în împărăția Domnului. Taina Sfântului Botez a fost cea care însuși Mântuitorul Hristos a dat-o exemplu atunci când s-a botezat în râul Iordan de către Ioan. Și noi obișnuim creștini ortodoxi, după tradițiile vechi, ca să botezăm și copiii. Da, sunt multe discuții care se spune că cel care vrea să se boteze ar fi bine să crească mare ca să-și aleagă credința. E dat exemplu tocmai modelul Mântuitorului și despre el au zis, iată, el s-a botezat la 30 de ani, nu înainte, nu mai devreme. Tot timpul au zis, mai ales frații noștri neoprotestanți, că da, așa ar trebui să fie. În Biblie se spune la un moment dat că de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va intra în împărăția cerurilor. E adevărat, nașterea din apă și din duh este botezul. De ce totuși și pentru copii? De ce nu doar la maturitate, cum ne spun frații neoprotestanți? Da, eu explic, fiindcă Mântuitorul Hristos a fost exemplu însăși pentru taina chiar a botezului, nu doar vârsta. Riscul este cel mai mare a celor care nu pot să moară înainte de a fi botezați, atunci nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Noi, creștini ortodoxi, avem această tradiție veche pentru faptul că noi, începând de la botezul Domnului, 2000 de ani acum în urmă, noi eram convinși că noi creștini ortodoxi trebuie să ne botezăm. Așa, respectiv, toate confesiunile religioase care au apărut în secolul XVIII și al XIX-lea, acum vreau să ei spun că trebuie să alegi, poți să alegi credința în care să te botezi. Noi creștini ortodoxi nu am avut altă credință pe parcursul a 18 și a 20 de secole. Nu am avut doar credință ortodoxă. Și noi, ca părinți, eram convinși că copiii noștri ortodoxi vor fi. Nu erau alte credințe. De ce? Noi vrem să zicem,
botezăm copiii mici la naștere, ca atunci până vor crește mari, ca să se împărtășească și ei cu tainele bisericii, să fie și ei supravegheați de Sfânta Treime, de Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt și Fiul, pentru aceasta ca Sfântul Botez să le fie de folos sufletului. Poate că aici ar trebui să răspundem celor care vor veni și vor zice, e bine, dar între timp lumea a mai descoperit și a mai studiat și a mai citit Biblia și că nu e suficient doar să te bazezi numai pe tradiție sau pe faptul că așa am fost noi ortodoxi de la bun început. Poate ar trebui să le spunem celor care se uită cu mare atenție și în Sfânta Scriptură, că tot acolo, într-adevăr, textul este cam așa. De nu se va naște cineva din apă și din duc. Cineva, nu neapărat bărbat, femeie, nu neapărat matur sau copil, ci doar cineva. Și mai mult decât atât, ne mai uităm în alte părți și vedem, de exemplu, că se spune că s-a botezat toată Ștefana cu toți cei ai casei lui, de exemplu. Toți. Asta înseamnă toți, nu înseamnă fără copii. Și mai mult decât atât, unii ne întreabă, da bun, dar cum... Cine garantează pentru copilul acela? Iată, copilul nu poate să-și mărturisească el credința. Copilul este luat de preot, cufundat în apă, botezat în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, dar pentru el cine garantează? Și există niște momente ale slujbei, cum ar fi, de exemplu, momentul lepădării, în care sunt nașii. Cine sunt nașii? Ce rost au ei? Nașii sunt cei care mărturisesc credința pe care o mărturisesc pentru botezul acelui prunc și pruncul, reieșind din mărturia nașilor, acum, așa cum spunem noi, preotul botează pruncul în numele Tatălui și a Fiului și al Duhului Sfânt. Dar e posibil? Adică Sfânta Scriptură, de exemplu, ne oferă temei să credem că acești cumetrii chiar pot mărturisi în numele copilului? Adică noi vedem undeva în Sfânta Scriptură, de exemplu, că pentru credința unuia, de exemplu, altcineva a primit de la Dumnezeu, nu știu, vindecare sau chiar învierea din morți. Da, noi cunoaștem că și pentru Petru s-a rugat comunitatea creștină de atunci ca să fie slobozit din temnițe. Vreau să vă spun că nu este interzis de către credința ortodoxă ca creștinul ca să fie omul botezat atunci când este matur. Noi foarte mult se botezăm atunci când sunt maturi. Uh-huh. Noi nu interzicem acest lucru. Dar din momentul în care părinții și nașii sunt convinși că copilul lor, care este crescut și educat de ei, să fie în credința ortodoxă, ori noi asta ne dorim și prin aceasta noi mărturisim, credința noastră este cu adevărat ortodoxă. Atunci când noi mărturisim că credința noastră este adevărată, atunci vrem ca și copiii noștri să suntem convinși că vor fi în această credință și vor prelungi și transmite generații următoare. Asta înseamnă așadar că cumătrul sau nașul este cel care își ia asupra și nu doar participarea la slujbă, ci faptul că copilul pentru care el a garantat va urma totuși calea ortodoxă, calea creștină, calea lui Dumnezeu. Adică nașul trebuie să știe că rolul său nu se încheie în momentul în care s-a încheiat slujba botezului. Corect. Da, nașii vreau zic că înainte de botez ei sunt catehizați, sunt învățați care este rolul lor spiritual în viața celor care urmează a fi botezat. Respectiv, obligația sufletească a nașilor nu se limitează doar la atunci când se termină slujba, ori mergând la masă, la cumătrie. Nașul spiritual este cel care trebuie să supravegheze sufletul acelui prunc în creșterea lui, ca să-l supravegheze, să-l învețe și să-l întărească în dreapta credință ortodoxă. Acum, părinte, cine poate fi naș, pe de altă parte? Că oamenii au tot felul de tradiții și așa să le explicăm, de exemplu, celor care au, iată, copilul nou născut și doresc ca el să fie botezat, cum să-și aleagă nașul? Cine poate fi naș? Ce condiții sunt asupra nașilor? Ce spune biserica noastră? Biserica spune că nașul, în primul rând, trebuie să fie botezat. Și atunci când părinții consideră că oarecare pereche de naș, căsătoriți, ori necăsătoriți, important să fie botezați, sunt cei care ar putea să fie naș cu adevărat spirituale acestui prunc, atunci ei sunt chemați la biserică pentru a mărturisi credința ortodoxă și, de fapt, și prin faptul că nașii, ori, de exemplu, unul din nani în timpul botezului, chiar spune și rostește crezul, adică simbolul credinței noastre. Acolo unde este scris este că mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin. Așadar, nașii înșiși trebuie să fie botezați și botezați în credința ortodoxă, obligatoriu. Da. Adică da. Asta înseamnă că și dacă, să zicem, avem niște prieteni buni cu care ne înțelegem bine, dar ei nu sunt ortodoxi, nu îi putem avea de naș cu părere de rău, dar nu ne putem gândi la ei. Ei nu pot să transmită și să mărturisească ceea ce nu mărturisesc și nu poartă ei, de fapt, în sufletul lor. De exemplu, nu poate un creștin ortodox fi naș de botez
în credință catolică. Și invers, și în raport cu alții, cu alte confesiuni religioase. Și asta nu neapărat că am vrea noi să fim răi sau să excludem pe alții, dar pur și simplu legea noastră, legea noastră, n-ai cum să garantezi că cineva de o altă confesiune decât cea ortodoxă nu poate să ducă finul în ortodoxie, de exemplu. Chiar dacă noi spunem că avem o credință, un botez și un domn, trebuie să cunoaștem că fiecare credință, inclusiv cea ortodoxă, care este prima, de fapt, care a preluat de la Mântuitorul Hristos ortodoxia, credința ortodoxă are un simbol al credinței pe care noi îl mărturisim, în crez. Așa precum au și alte confesiuni religioase și atunci noi nu putem mărturisi ceea ce mărturisesc ei. Și invers. Dar ori atunci când vine la botez, asta facem. Noi mărturisim simbolul credinței noastre, care este de fapt oglinda ortodoxiei. Și noi nu putem să ne lepădăm de aceasta doar de dragul unui respect al oricum, ori a unei prietenii. Aici este foarte, foarte strict limitat că cel care este nan de botez la creștin ortodox, obligator trebuie să fie ortodox. Bun, e bine că am lămurit asta. Haideți să mai lămurim un lucru. Câte perechi de naș pot fi? Pentru că lumea deja, unii vor cu, accept o singură pereche, alții vor două, trei perechi de naș, fie la botez, fie la cununie, constați că uneori vor să fie mai multe perechi. E posibil, nu-i posibil? Posibil, nu este nicio restricție cât în ani ar trebui să fie la botez. Important ca fiecare din acei ani să-și facă datoria de suflet față de acel prunc care, pentru care a mărturisit credința noastră ortodoxă. Și atunci este important ca nanii să cunoască pruncul, să nu uite de acel prunc în perioada când crește mare și să aibă grijă de sufletul lui, ca să învețe cele care sunt plăcute lui Dumnezeu și de folos sufletului. Să țină minte nanii lucrul ăsta. Să țină minte nanii și respectiv în așa fel și pruncul care crește ține minte nanii, care e un drum pe calea credinței ortodoxe. Și acum, părinte, cu privire la alegerea numelui copilului, iarăși, uneori auzi tot felul de nume, mai mult sau mai puțin potrivite, mai mult sau mai puțin moderne, mai mult sau mai puțin legate, să spunem așa, de Duhul Bisericii noastre. Cum se alege cel mai potrivit numele pentru un nou născut? Și mai ales în special că acum fluxul moldovenilor a crescut peste hotare și adică foarte mulți vin și botează la noi în țară unde s-au născut, în Republica Moldova, dar cu nume străine. Aici este un pic de problemă. Vreau să spun că cel mai corect ar fi ca unul din numele, așa era în vechime, din numele care se numește cu pruncul, să fie numele din ziua în care s-a născut pruncul. Numele Sfântului din ziua respectivă. Sfântul respectiv. Ori din ziua atunci când se botează. Poate să nască, de exemplu, în septembrie, dar se botează de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavrilă. Să admitem. Atunci ar fi tot o variantă. În cazul în care părinții au un nume de care sunt legați în mod special, atunci poate fi numit. Important ca acel nume cu care se botează pruncul, în mod obligatoriu, trebuie să fie din lista Sfinților. Și aici e o problemă. Foarte mulți care vin peste hotare creștini insistă să fie botezați copiilor cu nume care nu sunt în lista de Sfinți. Aici este un pic problemă. Vreau să spun foarte clar că acest lucru nu este interzis doar cu condiții. Da, într-un fel, dacă se botează cu nume care nu este în lista de Sfinți, atunci obligațiunea părinților este în așa fel și a nanilor, că am vorbit și de nani, ca să facă tot posibilul ca să educe acel creștin și să contribuie la viața lui spirituală în așa fel ca acel creștin botezat prin viața lui să sfințească acel nume care nu a fost în lista sfinților. Dar asta este foarte greu, dar nu este imposibil. Mai este și o altă situație de rezervă. Poate cel care vine cu numele care nu este lista de sfinți, poate undeva acel nume la Dumnezeu și este sfânt, dar el nu s-a prea slăvit prin minune, prin canonizare ca să fie numit în lista sfinților. Și ceea ce este ultima de botez, în cazul în care vrea să zică, spune alt nume care nu este sfânt, ca să cunoască toată lumea, toți creștinii, asta nu înseamnă că pruncul nu are înger păzător. El are înger păzător, doar că nu are sfânt a cărui nume poartă, ca să roage înaintea Domnului pentru viața și sufletul lui. E bine că am spus și aceste lucruri. Haideți să mai lămurim puțin niște chestiuni, tot așa poate mai practice, mai pragmatice, dar e bine ca lumea să le știe.
cu privire la prezența mamei la botez. S-au auzit câte unii care au spus că mama după naștere nu-i curată și nu se cuvine să intre în biserică, că nu are voie să stea decât în prispa bisericii, că nu poate intra decât în prima jumătate, că nu poate sta pe lângă copil și așa mai departe. Cum este? Există vreo restricție? Spune biserica noastră ceva cu privire la acest lucru? Da. Vreau să vă spun ca să fie foarte clar pentru toți cei care își pun întrebarea asta și chiar există în timpurile noastre, că să cunoască femeia care naște după Vechiul Testament, după învățătura Vechiului Testament, timp de 40 de zile se află în curățire trupească după naștere. Și respectiv în această curățire trupească nu are voie ca să intre în biserică. Așa, de ce vreau să zic că corect este în felul următor. Dacă copilul, din anumite considerente, se botează înainte de a se împlini 40 de zile și a pruncului și a mamei respectiv, atunci mama nu poate intra în biserică. Doar pe urmă mama vine la biserică, după 40 zile împlinite, se face rugăciunea respectivă și mama intră în biserică și respectiv deja are dreptul pentru toate tainele respective. Dar dacă mama a împlinit 40 de zile, atunci noi nu găsim nicăieri scris că mama este interzis la botez. Uh-huh. Interzicerea este de moment din privința la aceste 40 de zile. Atunci mamei îi se citește pe pragul bisericii, nu în biserică. Mama nu trebuie să grăbească să intre în biserică fără preot. Preotul citește rugăciunea mamei după 40 zile de permisiune, de binecuvântare, că mama să intre în biserică și prin timpul următor poate fi început taina Sfântului Botez, ca slujbă. Și când se recomandă să face botezul la copii? Pentru că știm că există și botezul de necesitate, sunt diverse situații, dar înainte de a le discuta pe acestea mai de excepție, să spunem așa, care rânduiala? Când se face cel mai bine botezul pentru copil? Haideți să începem de la ceea ce scris în carte este. Vreau să se permite botezul după 8-a zi. Uh-huh. Și respectiv, din obiceiul vechi, bisericesc, după 8-a zi când se boteza copilul, respectiv mama neavând 40 de zile, uh-huh, nu putea intra în biserică. Și s-a format acest obicei că mama nu este la botez, nu trebuie să fie la botez. Uh-huh. Dar învățătura ne spune că dacă este o necesitate mai urgent până la 8 zile, atunci copilul se botează chiar imediat după naștere. Ca să fie salvat sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu. Bun, înțeleg că au existat și nu știu dacă mai există, poate că mai există și asta, situații în care s-a permis ca în absența preotului și într-o situație de necesitate, poate chiar și laicul să boteze copilul urmând ca botezul să fie completat. Dar lumea nu prea înțelege bine cum arată aceste situații. Da, eu explic că în momentul în care copilul este în stare gravă, ori este în reanimare și este lipsă de preot, atunci și moașa, ori mediul care este acolo, poate să boteze cu apă curată. Important ca să pronunță formula corect. Și care este acesta? Se botează robul lui Dumnezeu, numele roaba, în numele al Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Această formulă, fiind spusă, copilul înainte lui Dumnezeu este botezat. Chiar dacă el trece la cele veșnice, este considerat botezat. În cazul în care el se însănătoșește, atunci pruncul, mama cu pruncul și cu nașa trebuie să meargă la biserică ca să fie săvârșite rugăciunile, restul rugăciunilor care sunt la taina Sfântului Botez, inclusiv lepătările de satana și așa mai departe. Iată, de exemplu, în situația aceasta a botezului acesta de necesitate, rostindu-se formula corectă a botezului, așa cum ne-a spus-o, copilul nu mai trebuie cufundat în apă, dar trebuie să-i se pună apă pe cap? Sau... Nu. Păi, anume, apa care o are moașa în mână, uh-huh, trebuie să fie creștetul copilului, pus în numele alt, de trei ori, în numele al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și deja venind de la biserică, mama naște, deja nu se mai botează în creștineză. Uh-huh. Chiar sunt cazuri de mari excepții. Învățătura bisericii spune că atunci, chiar pe timpuri de război, când, de exemplu, un soldat moare și nu este botezat, atunci alt soldat ar putea cu țărână, uh-huh, din lipsă de apă, cu țărână ar putea să-l boteze exact pronunțând formula corect. Asta în cazuri de excepții. Bun, și acum, noi avem cristăniță aici lângă noi. Noi creștini ortodoxi botezăm copilul prin întreită cufundare în apă. Da. Frații catolici doar toarnă apă pe capul copilului. Alții, cei care botează la maturitate, îi bagă cu totul cât un bazin cu apă pe adulți. Unii părinți se tem, eu știu, de faptul că poate preotul e mai neîndemnatic, poate copilul nu știu ce pățește când chiar dacă îi se acoperă gurița și nasul și așa.
ce trebuie să știe părinții cu privire la botez? Cum se face el corect și ce trebuie să ceară preotului? Să insiste pe lângă preot să nu cufunde copilul în apă sau să lase lucrurile să meargă după rânduială? Eu cred că, nu știu dacă să insiste, dar dacă atunci părinții au o teamă, ar putea să discute liber cu preotul înainte de botez, momentul ăsta, ca să-l clarifice din punct de vedere și a părinților ca propunere și a preotul ca o soluție. Ambele botezuri sunt valide până la urmă, nu trebuie neapărat să... Și cel care se cufundă și cel care pe crește tot este valabil. Inclusiv am vorbit și din cazuri de excepție care din spital. Uh-huh. Atunci unde nu este volumul ăsta de vas și nu este permis ca copilul mic să fie cufundat de plin. Dar botezul este valabil. Ca să cunoașteți că nu este o greșeală atunci când se cufundă, ori se crește, îți spune apa pentru a fi botezat copilul. Bun. Important este rugăciunea, important este faptul că noi, nanii, părinții, venind la biserică să boteze copilul, dar Dumnezeu vede intenția că ei vor să boteze și să primească copilul acel botez. Și atunci nu poți să spui că dacă doar creștet a fost apă și nu a fost cufundat deloc, definitiv, atunci nu este valabil, nu poți spune așa ceva. Părinte, acum haideți să vorbim puțin și pentru acești frații noștri care trăiesc peste hotare, să spunem, și care poate n-au neapărat o biserică ortodoxă apropiată. Poate că cea mai apropiată biserică ortodoxă e undeva un pic mai departe de casa lor, dar iată, au nevoie să boteze copilul. Pot să se adreseze, de exemplu, unui preot catolic, recunoaștem botezul de la unul altul? Nu se recunoaște. Pentru că botezul catolic este botezul catolic, cel ortodox este ortodox. Și nu poate fi completat, de exemplu? Nu poate fi completat. Deloc? Deloc. Și atunci ce să facă oamenii aceștia? Atunci creștinii neapărat trebuie să găsească o biserică ortodoxă sau cel puțin un preot ortodox. Și botezul poate avea loc și într-o încăpere. Să vorbim și despre asta. Se poate face și acasă la nevoie? Noi am avut timpuri de pregoană când erau bisericile închise și cei care își botezau copiii riscau în biserică, riscau să rămână fără serviciu. Atunci se botezau în anumite case, era dus preotul, se adunau cu mai mulți părinți și botezau odată copiii. Cum am vorbit noi, s-a botezat coronelul toată casa lui. Uh-huh. Pentru că așa a fost vremea de pregoană, doar Dumnezeu vede de sus condițiile în care sunt săvârșești botezul. Orice ce a spus dumneavoastră de psihotare, exact e așa o situație în care Dumnezeu vede că nu este posibilitatea asta de a găsi o biserică ortodoxă. Și atunci se botează, având un preot ortodox, se botează într-o cameră unde sunt preotul deja cunoaște toate necesitățile pentru botez să le aibă. Acum, ați zis de preot ortodox, părinte. E obligatoriu, de exemplu, ca el să fie moldovean, ori poate fi preot ortodox, rus, sârb, român, ucrainian, ce este? Ortodox. Ortodox să fie preotul. Să fie supus unei biserici canonice, care este recunoscută de lumea, biserica generală ortodoxă, nu e nicio problemă. Important să nu fie oprit de slujbă. Și chiar dacă acel preot, de exemplu, slujește într-o altă limbă pe care părinții nu o înțeleg, dar serviciul religios, slujba în sine e valabilă. Da, botezul este valabil. Botezul e valabil. Da. Că oamenii își pun tot felul de întrebări și mai bine să aibă răspunsuri. Adică, bun, nu ai, să spunem, neapărat un preot ce ține de Mitropolia Chișinăului sau întregii Moldove, să spunem, dar poate este vreun rus, ori vreun ucrainean, ori vreun român aproape, ori poate vreun ortodox, dar, cum spuneați, care să nu fie oprit de la slujire. Să fie oprit de la slujire și important ca părinții care merg la botez și preot care să vășește taina să înțeleagă care este, ce a unit pe ei acum. Uh-huh. Taina Sfântul Botez e unit. Asta e important ca ei să înțeleagă. Uh-huh. Că nu este ceva care ascuns ori cu desila. Asta e important. Rest, vorbesc la nivel de limbă. Cred că părinții cunosc, noi mergem să botezăm copilul, ne slii de nimeni, respectiv preotul îi primește și îi botează. Acum, părinte, haideți să mai vorbim de o situație care nu se referă numai la copii. Dar iată, tot așa în lumea în care trăim noi, oamenii călătoresc, se cunosc, se iubesc, dar constați că unul dintre miri, de exemplu, nu e ortodox, dar vor să căsătorească. Și dacă acesta dorește să treacă la ortodoxie, la vârstă adultă, să spunem, ce trebuie el să facă? Bună întrebare. Vreau să vă spun că foarte multe sunt cupluri care vor să comune. De exemplu, mirele e catolic, da, ori de înaltă mireasa e ortodoxă. Și sunt cazuri în care mirele, pur și simplu de dragul ca să nu piardă așa femeie frumoasă, da, și cu minte, și cu minte, da, așa precum sunt moldovencile noastre. Și atunci îi recurg la felul ăsta că eu sunt de acord să mă cunun cu tine, dar în sine lui doar că numai să fim împreună, să nu te pierd. Uh-huh. Atunci nu este bine momentul ăsta. Da, nu se cunune, nu se permite cununie între persoane de credință diferită. Uh-huh. Dar sunt corect, dacă să vorbim așa după toate canoanele profunde, acel catolic, acel de altă credință, corect ar trebui să se boteze. Uh-huh.
credința ortodoxă, apoi se cunune. Dar pentru anumite excepții, Biserica Ortodoxă a găsit de cuvință ca, după o catehizare profundă, ca acel catolic, da, să fie catehizat și apoi să fie doar uns cu mirul de la botez. Și în așa fel, preot fiind convins că el deja va mărturisi credința ortodoxă, atunci se cunună cu mireasa ortodoxă. Am înțeles. Ca excepție. Părinte, noi mai avem cam 5 minute până la sfârșitul acestei discuții și noi suntem aici într-una din cele două biserici foarte frumoase pe care le aveți dumneavoastră aici. Măcar la sfârșit, spuneți-ne două, trei cuvinte despre aceste extraordinare biserici. Sunt două biserici de lemn care au statut de monument de istorie și care au fost în stare de ruină avansată și pe care eu le-am găsit respectiv Biserica Adormirii Maicii Domnului din Hirișeni, care era o grămadă de lemne, și respectiv și această biserică care ne aflăm, care a fost adusă de la Ocnița, de la Gârbova. Da, și bârnă cu bârnă, icoană cu icoană, a fost restaurat, a fost numerotat și ne-am străduit să redăm o atmosferă și pe exterior și pe interior a perioadei în care au fost ridicate aceste biserici. Eu văd pe această pisane că scrie că biserica în care noi ne aflăm acum este cea din Gârbova de la anul 1775. Iar Corect. În ce privește pe cealaltă, ea de când datează? Da, cealaltă este din 1642. 1642? Da. Ca să înțelegeți că, de fapt, nu, intenția noastră nu a fost pur și simplu să mutăm o biserică dintr-o localitate la Chișinău ori în altă localitate. Scopul nostru a fost că, văzând că această biserică nu mai are șansă de supraviețuire, când deja era o grămadă de lemne și mai trăgeau și pe la sobii, oameni și așa mai departe, atunci plăcerea noastră plătească a fost că din ceea ce practic era ruină, să facem, să prelungim viața acestor biserici care s-au botezat, așa cum am vorbit de botez și de cununie, și s-au cununat foarte mulți creștini. Și dacă este posibilitatea aceasta ca să le restaurăm și să înțelegem că de fapt aici este munca și sufletul strămoșilor noștri. Strămoșii noștri în așa biserici s-au rugat pentru noi și în așa biserici ne-au crescut, ne-au botezat, ne-au împărtășit pe noi. Respectiv, ar fi bine ca să păstrăm cel puțin și să transmitem generații următoare. Și vreau să vă spun că se grăbesc că și de psihotare ca să se cunune la Biserica de Lemn. Știi care sunt psihotare foarte îndepărtați, chiar și de Canana, vin și vor ca să boteze, anume Republica Moldova, și chiar dacă s-au cunat la Biserica de Lemn, exact special pentru botez, vin din Canada, anume pe pământul unde s-au născut, aici unde au crescut, unde s-au cununat și respectiv își botează și copiii. Mă bucur. Eu nu mai am nimic de adăugat decât să-i mulțumesc Părintele lui Sergiu Cunic pentru faptul că ne-a primit aici. Și prin asta vă îndemn ca de fiecare dată, nu vă rezumați doar la neascultat vorbind despre cele sfinte. Veniți, iată, botezați-vă copiii aici, cununați-vă aici și oriunde există o biserică ortodoxă. Sunteți bineveniți, numai să veniți. Părinte, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc dumneavoastră. Binecuvântați. Iar noi ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, numai bine.